spuneți-ne despre salariile membrilor. Nu cred că sunt secrete. Nu... Salariile membrilor naționali sunt prevăzute chiar de lege. Și sunt două salarii de de bază ale judecătorului Curții Supreme de Justiție. Asta înseamnă cât? Că noi nu prea știm. 60.000 de lei. Asta este salariul lunar a membrilor naționali. Da, a membrilor naționali. Salariul membrilor internaționali este confidențial pentru că este achitat de donatori. Nu este achitat din bugetul de stat. Doar membrii naționali sunt achitați de bugetul de stat, efectiv de Ministerul Justiției, care reține impozitul pe venit la sursă și ne achită nouă partea netă din indemnizație. Interesant, de ce așa? De ce așa s-a decis? Asta e în... Nu pot să vă spun. Este o chestiune de politică mai mult, adică așa s-a decis la nivelul Parlamentului, la nivelul, probabil, în discuțiile cu donatorii, s-a decis că pentru membrii naționali trebuie să fie, pentru că îi desemnează Parlamentul, probabil, s-a decis să fie achitat din bugetul de stat, dar pentru cei desemnați, membri desemnați de donatori, de parteneri de dezvoltare, achită partenerii de dezvoltare. Da.